Adormirea Maicii Domnului este sărbătorită în fiecare an pe data de 15 august. Este o sărbătoare foarte importantă, trecută în calendarul ortodox cu Cruce Roșie. Înainte de această zi, creștinii de pretutindeni țin o perioadă de post și rugăciune începutul postului are o dată fixă, adică pe 31 iulie. Însă, în cazul în care această dată pică miercurea sau vinerea, atunci lăsata secului este pe 30 iulie. Postul durează două săptămâni, de pe 1 august până pe 14 august, înainte de Sfânta Maria Mare. Și această perioadă este benefică pentru rugăciuni. În postul adormirii Maicii Domnului 2023, oamenii trebuie să se apropie de Dumnezeu prin intermediul rugăciunii. Credincioșii se roagă constant pe această perioadă a postului, apelând la și Paraclisul Maicii Domnului, despre care se spune că are o putere vindecătoare. De asemenea, în postul adormirii Maicii Domnului, oamenii obișnuiesc să dea de pomană pâine, colaci, fructe, legume și preparate de post, iar rugăciunea te scapă de orice necaz. După Sfânta Adormirea ta și după minunata primire cerească care ți s-a făcut, ai primit un loc în Sfânta Împărăție, un sobor minunat al tău, un loc pe pământ unde se prea slăvește numele tău, precum și darul de a-i vindeca pe cei care cu dragoste la tine se roagă neîncetat. Vindecă ne pe noi prea curată fecioară și maica Domnului nostru Isus Hristos. Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste tine. Maică prea curată, dându-ți se daruri multe și foarte mari, puterea, iubirea și mila ta s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi te rugăm, Măicuța, așa. Vindecă ne Maică împărătea sa cerului și a pământului, vindecă ne Maică crotitoare și apărătoare a creștinilor, vindecă ne Maică prea milostivă și grabnică ajutătoare, că ne Maică ajutorului Dumnezeesc nădejdea noastră că ne Maică prea curată și de Dumnezeu binecuvântată. Vindecă-ne, Maică născătoare de Dumnezeu, fecioară prea curată. Vindecă-ne, Maică prea sfântă, mult iubitoare și în credință întăritoare. Vindecă-ne, Maică prea luminată, prea puternică și de rău izbăvitoare. Vindecă-ne pe noi prea curată fecioară și Maica Domnului nostru Isus Hristos. Toți cei care te iubești și cu Evlavie ți se roagă fierbinte spre a fi vindecați. Primesc al tău ajutor, prea curată și mulțumindu-ți pentru ajutor, îi cântă lui Dumnezeu, Aleluia. Relatează impact un